Fiți binecuvântați de Domnul, aș vrea să vă îndemn, aș vrea să vă motivez ca în anul acesta în care am intrat să aveți câteva principii, câteva lucruri, câteva activități pe care să le practicați în fiecare zi, în fiecare săptămână și în felul acesta să aveți o viață binecuvântată, să aveți un an nou binecuvântat. Câteva lucruri simple. În primul rând, aș vrea în anul acesta în care intrăm fiecare dintre noi, vă îndemn, să citească zilnic Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt unii dintre noi care nu citesc Cuvântul lui Dumnezeu cu zilele. Sunt unii dintre noi care aud din Cuvântul lui Dumnezeu doar atunci când merg la biserică, când cel care este în față, care predică, citește din Cuvântul lui Dumnezeu, atât. Aș vrea să vă îndemn și să motivez ca în fiecare zi să citim din acest Cuvânt al lui Dumnezeu. Și vă dau, eu știu, simplu, câteva lucruri. 6-7 capitole pe zi, dacă le citiți, veți citi Biblia aceasta de 2 ori într-un an. Și asta nu vă va lua mai mult de 25, eu știu, nici măcar atât de minute în fiecare zi. Să citim această Biblie, pentru că aici găsim pace, aici găsim bucurie, iar credința vine prin auzire și auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu. Slăviți să fie primul lucru pe care vreau să vă îndemn, să îl facem. Să începem să-l facem, nu numai să-l spunem, să citim Biblia în fiecare zi. Citește 6-7 capitole în fiecare zi. Să nu treacă o zi de la Dumnezeu în care tu să nu citești din cuvântul acesta câteva capitole. Al doilea lucru pe care vreau să ți-l propun este rugăciunea. Sunt mulți dintre noi care se roagă doar la biserică. Se roagă în fugă, se roagă câteva minute înainte să iasă din casă. Să ai în fiecare zi, nu știu, 10 minute, 15 minute în care să te retragi într-o cămăruță, undeva, să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Să-i spui necazul tău, să-i spui bucuria ta, să-i spui, eu știu, nemulțumirea ta, să-i spui ceea ce vrei tu să capezi de la Dumnezeu, indiferent ce ai tu pe inimă, să-i spui înaintea lui Dumnezeu. Vorbim că suntem oameni ai rugăciunii. Se spune despre noi că ne rugăm, dar oare să fie așa? Oare mulți dintre noi se roagă doar la biserică? Doar atunci când ajung la adunare, doar atunci când ajung la biserică? Câți dintre noi se mai roagă și acasă? De aceea vă îndemn al doilea lucru să ne rugăm. Roagă-te în fiecare zi, câteva minute, 15 minute, 10 minute, să te retragi cu Dumnezeu și să ai acolo rugăciunea aceasta cu Dumnezeu. De acolo îți tragi puterea, de acolo îți tragi voința și ceea ce ai nevoie pe parcursul zilei ca să fii un om bucuros, un om fericit. Un al treilea lucru pe care vreau să vi-l propun, pentru care, eu știu, un lucru care pentru mulți dintre noi este doar atunci când este un necaz, când este o suferință, când este, eu știu, o durere, este postul. În anul acesta să ai o zi pe săptămână în care să postești înaintea lui Dumnezeu. Eu știu că unii vorbesc de 2 zile, de 3 zile, slavă Domnului, Doamne ajută, dar măcar o zi pe săptămână să ai în care tu să postești înaintea lui Dumnezeu. Mulți dintre noi știți când postesc, atunci doar când vine necazul, când vine o boală, când vine o suferință, când vine un necaz și nu este rău lucrul acesta. Dar să ai săptămânal principiul acesta, să ai o zi de post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu, că este cu familia, că este singur, că este cu cineva apropiat pentru a te ajuta să fiți împreună, dar să ai ziua aceasta înaintea lui Dumnezeu de post, nu aștepta să vină necazul să te împingă la post, nu aștepta să vină nenorocirea să te împingă la post, fă lucrul acesta, să fie ca un moment în care tu să te adăpți din Duhul lui Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu. O zi de post pe rugăciune. Gândește cât de mult face lucrul acesta. Gândește-te dacă aduni într-un an de zile cât o zi de post pe săptămână. Cât aduci înaintea lui Dumnezeu. Un alt lucru. Să-ți iei o agendă, da? O agendă ca asta simplă, care am eu, și să ai aici, eu știu, pe pagină, scrii luna ianuarie 2022. Și scrii venituri, care sunt veniturile, tragi o linie și de sus să spui partea Domnului, că o numești zecială, că o numești cum vrei tu și să dai. Pentru cei săraci sau pentru situații speciale și să ai evidența aceasta lunară. Ca să vezi în fiecare lună cât te binecuvântează Dumnezeu și cât binecuvântezi tu pe cei din jurul tău cu ce te-a binecuvântat Dumnezeu. Dumnezeul nostru e Dumnezeu al rânduielii, dragii mei. Mulți dintre noi s-ar putea să nu fim binecuvântați și cu siguranță, pentru că luăm totul pentru noi. Spunea Eclesiastul, fiecare să-și ia partea lui din viață. Știți cum ne gândim noi? Noi ne luăm toată viața și dăm
o parte din ea ce gândim noi că ar fi a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat și Dumnezeu ne binecuvântează. De aceea tendem să ai, să ai principiul ăsta, să ai o agendă în care ai ianuarie 2022, februarie 2022, martie 2022. Scrie veniturile acolo. Da? Ai partea lui Dumnezeu, ai, eu știu, ce mai dai la cei săraci, ai ce ajuți, nu știu, în situații speciale. Ai acolo anumite categorii pe care tu vrei să le dai și în felul ăsta să te închin lui Dumnezeu din ceea ce te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu. Să ai practica aceasta și ai să vezi cât de minunat este lucrul acesta. Un alt lucru, un al cincilea lucru pe care vreau să ți-l propun să-l faci în anul acesta, dragul, fii atent. Să ai zilnic obiceiul acesta, să încurajezi pe cineva, să-i transmiți cuiva un cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu, să-i spui o vorbă de bine, să-i spui un Domnul să te binecuvânteze. Să sun pe cineva să întreb ce mai faci, cum mai sunteți, cum mai sunteți cu sănătatea, care este nevoia dumneavoastră, cu ce aș putea să vă ajut, aș putea să mă rog pentru dumneavoastră cu ceva, să facem lucrurile astea. Nu vedeți că toate lucrurile încearcă să ne desparte, să ne izoleze, să ne carantineze, să ne, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să avem părtășie unii cu alții și ar trebui să facem lucrul acesta. Să nu treacă nicio zi în care să nu încurajezi pe cineva, să nu-i spui o vorbă bună. Și dacă poate ești tu descurajat, caută în cuvântul lui Dumnezeu și trimite-i un verset de încurajare. Trimite-i un verset din Psalmul 23. Trimite-i un verset din Psalmul 15. Trimite-i un verset din Galateni, din Corinteni. Trimite-i un cuvânt din această Biblie, un cuvânt care să îl încurajeze, în urma căruia cel care îl citește și îl aude să poate nu o să-l citească în ziua aceea. Poate să citească în altă zi. Poate o să-l citească. Dar să ai obiceiul acesta, pentru că nu uitați ceea ce seamănă omul, aceea va se cera, spune cuvântul Dumnezeu că cel ce udă pe alții va fi udat și el la rândul lui. Fă-ți un obicei în a uda pe alții în fiecare zi a săptămânii. Nu, eu știu, în lucruri deosebit de mari, eu știu, poate nu ai putere, poate ai capacitate, poate nu ai resurse, dar în lucruri mărunte, o încurajare, o binecuvântare, un zâmbet. Să nu treacă nicio zi în care să nu fii și tu o unealtă prin care Dumnezeu să lucreze în viața celor din jurul tău. Prin atitudinea ta, prin, eu știu, prin ceea ce faci, prin să semeni și tu în fiecare zi binecuvântare din cuvântul lui Dumnezeu prin gura aceasta pe care ai prins-o, prin buzele acestea, în viața celor din jur. Pentru că nu-i așa, mulți dintre noi avem de multe ori cuvinte acide, cuvinte cu două înțelesuri, cuvinte care poate mai lovesc, mai jignesc. Haideți să ne propuneți în anul acesta. În fiecare zi să ai o încurajare pentru ceva, să ai o binecuvântare pentru cineva și în felul acesta să fii unealtă în mâna lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care vreau să ți-l propun, un lucru care din ce în ce mai mult lipsește din viața multor creștini, să fii un om consecvent când vine vorba de frecventarea casei lui Dumnezeu, de biserică. Nu vi se pare ciudat? Înainte, când lipseai de la biserică, aveai un strat de conștiință. Se părea că ceva nu e în regulă. Acum, când lipsești de la biserică, dacă ai un motiv, dacă ai, eu știu, o scuză, îți este suficient. Nu mai ai un strat de conștiință. Și vreau să-ți propun, de asemenea, să ai 3 zile pe săptămână sau 3 slujbe pe săptămână la care să fii prezent. Cine poate mai mult, foarte bine. Și nu mă refer aici la când ai repetiția de cor, repetiția copiii, să ai 3 slujbe, că este joi, duminică, dată, duminică, seară, că este marți, că este duminică, dată, duminică, seară sau marți, joi și duminică. Dar să ai în fiecare săptămână 3 slujbe. 3 slujbe unde să fii prezent, la biserică, la casa lui Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu ne vorbește despre noi că este mădulare în trupul lui Hristos și fiecare mădular își dă aportul. Dragii mei, un mădular cât de mic ar fi el, despărțit de trupul acesta, n-are nicio șansă. Noi avem impresia că despărțiți de trup singur, undeva izolați, avem șanse. Nu se poate. Un deget tăiat, scos din trup, nu rezistă mult. Dacă nu este imediat pus înapoi în trup, dacă nu este sudat înapoi, moare. La fel este și cu noi, dragii mei. Suntem mădulare unii altora. Poate nu ai posibilitatea aceasta. Poate este biserica prea departe. Sunt situații și situații. Dar dacă ești un om care ai biserica la îndemână, ești într-o localitate unde este biserică, propune-ți în anul acesta să ai măcar 3 slujbe pe săptămână la care să fii prezent, să te adăpți din cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să mai te încurajez cu un lucru. Având în vedere situația în care ne aflăm, având în vedere greutățile cu care ne aflăm și având în vedere că este de multe ori între noi așa o lipsă de încredere, îți propun să ai un grup strâns care să poți vorbi de problema ta, de situația ta, care să poți
să-ți deschizi inima înaintea lor, să discuți cu ei, să vorbești cu ei și în felul acesta să poți să ai încurajare, să poți să ai rugăciune, să poți să ai părtășie. Nu știu, găsește-ți grupul acesta. Găsește oamenii sau care se întâlnesc, să te rogi cu ei. Poate doar să stai de vorbă cu ei. Poate doar să spunem așa între ghilimele, cum spune, să pierzi cu ei două ceasuri într-o săptămână. Prin simplu dialog, vorbire, pur și simplu, să ai părtășie cu ei. La asta suntem chemați. Un grup apropiat care să poți să te deschizi înaintea lor. Mulți duc lipsă de așa ceva. Biserica trebuie să nu lipsească, este obligatorie. Dar trebuie să avem și părtășia aceasta. Nu poți să ai părtășie cu toți la fel. Dar să ai un grup care să te poți întâlni. Gândește-te la lucrurile acestea. Vreau să ți le recapitulez. Cuvântul lui Dumnezeu. Eu știu, 6-7 capitole pe zi. Și ai să vezi cum într-un an citești de două ori Biblie. Sunt 1189 de capitole în Biblie. 6-7 capitole pe zi ai citit de două ori Biblie. După aceea rugăciune. Măcar un sfert de oră pe zi să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Dincolo de biserică, dincolo. Tu singur cu Dumnezeu. Să ai o zi de post pe săptămână. Să stai înaintea lui Dumnezeu în ziua aceea pentru casa ta, pentru familia ta, pentru copiii tăi, pentru, nu știu, pentru biserica ta, pentru ceea ce mintea ta, inima ta, cugetul tău te îndeamnă. Să ai o evidență a veniturilor tale, pentru a-i da parte de Dumnezeu, pentru a fi binecuvântat de Dumnezeu. Pune la încercare în felul ăsta, n-am lăsat pe Dumnezeu și ai să vezi binecuvântarea lui Dumnezeu. Zilnic să fii un om care încurajează pe cineva, care îi transmite cuiva, care este unealtă în mâna lui Dumnezeu. Prin câteva vorbe simple, printr-un mesaj cu câteva versete, prin ceva de încurajare, gândește-te la lucrul acesta, să ai măcar 3 prezențe pe săptămână la biserică. Propune-ți lucrul acesta și ai să fii câștigat. În afara trupului lui Hristos nu există, nu există viață. Și nu în ultimul rând să ai grupul acesta de prieteni, de frați, de soră, care să poți să ai părtășie. Nu știu, o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, care să întâlnești, să poți discuta lucruri liber, liniștit, să fii tu însăți. Domnul să te binecuvânteze. Vreau în final să-ți citesc câteva versete care să le primești, să le iei pentru tine și Dumnezeu să te ajute să lași ca aceste versete să-ți vorbească și să fie pentru tine ca o încurajare din partea lui Dumnezeu pentru anul în care am intrat. Ascultă! Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, dacă mă veți căuta din toată inima. Dumnezeu are gânduri bune pentru noi. Fiți binecuvântat de Dumnezeu în anul acesta.